Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață. Vrei să știi ce se întâmplă la tine în oraș? Vrei să fii prezent și să afli care sunt cele mai cool evenimente? Află care-i vibe-ul la tot ce mișcă în oraș. Concerte, spectacole, expoziții, festivaluri, proiecte faine. Nu da skip! Trăiește vibrația orașului la City Vibes cu Stanca Javenițan. Da, da, ne întâlnim pe frecvențele Viva FM ca să ne conectăm cu energiile orașului, pentru că weekendul acesta, adică pe 26 și 27 octombrie, schimbăm ora și facem o călătorie prin degustare și poveste, printre 10 de crame de top din România, Italia și Republica Moldova. Pe scurt, ne luăm prietenii și ajungem la Festivalul de Vinuri Haicu Pluta, la cea de-a patra ediție, iată, iar alături de mine, bineînțeles că se află creatoarea acestui eveniment, Ivona Mardare. Bine, bine ai revenit la noi în studio. Bună ziua, bine v-am regăsit. Ne bucurăm tare mult să te avem aici de fiecare dată. Umpli așa studioul cu energie bună și povesteam noi înainte de intervenția aceasta că acest festival, sau de fapt energia ta, mă duce cu gândul la acest concept absolut fantastic de cel mai mic festival de vin cu care, iată, ai început partea aceasta de viața ta, de carieră, de organizare, de contexte prielnice pentru oameni. Îți mulțumesc, Stanca, și îți mulțumesc că ai reamintit. Cel mai mic festival de vin este cel dedicat exclusiv cramelor din județul Iași și, într-adevăr, cu el am început. A fost primul meu festival de vin, primul festival pe care l-am organizat vreodată, în 2019. Așa. Și de atunci, iată. De atunci, uite că am continuat cu cel mai mare festival de vin, cel mai mare organizat de mine. Mi-ai luat cuvintele. Da. Da. A crescut de la cel mai mic festival de vin la Hai cu Pluta. S-a ajuns într-un mod foarte natural. A crescut de la sine, organic, cum se zice acum, pentru că, da, a ieșit foarte bine, cel mai mic, uh-huh. Și automat mi s-a cerut să facem ceva mai mare, ceva mai frumos, pentru că, da, era loc. Era loc, ai intuit și contextul potrivit și ai, cum ziceam, energia asta bună care adună oameni. Îți mulțumesc! În jur. Așadar, iată, Hai cu Pluta, ediția cu numărul 4. Și cu ce vine ea în plus anul acesta? Ediția cu numărul 4, da, ce bine sună. Anul acesta vom avea, bineînțeles, crame noi în portofoliu. Avem cramele care au fost și în anii precedenți, dar și câteva crame noi s-au alăturat familiei noastre. Avem și bunătăți, avem și cafea. Tot mai complex e evenimentul. Da, da, da. Fi și degustare de cafea. Și când spui bunătăți, adică ne gândim la mâncăruri, la bunătăți. Da, da, da. Avem doi producători de brânzeturi. Unul din Suceava și unul din partea de vest a țării. Foarte bune, amândouă sunt de vis. Zacuști. Ce bine. Pâine, bineînțeles, pentru că pâine și vin e o combinație foarte cu sens. Așadar, crame noi, România, Italia și Republica Moldova. Câte? Da, în principal astea, dar avem și un stand care ne va aduce și vinuri din Spania și din Franța. Da, 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 astfel încât să colorăm un pic zona asta internațională. Wow, cam câte, știu că cred că e dificil de cuantificat așa, dar poate în mare, cam câte tipuri de vinuri vor fi acolo? Câteva sute. Da, sigur. Pe
relaxat, da. Câteva sute de vinuri vor fi și vom putea degusta din cu acel bilet de intrare, vom putea degusta câteva sute de vinuri. Iată. Și inclusiv bunătățile pe care le-am menționat mai devreme. Hmm. Ajungem și la bunătăți, însă până acolo, cred că mai sunt, cred că e o noutate adusă anul acesta prin masterclass-urile pe care le propui. Da, 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 exact. Avem... Mi-ar plăcea să aflăm despre ele. Avem trei masterclass-uri. Unul va fi sâmbătă de la ora 2 cu brânză și vin. Așa. Și ni se va vorbi un pic despre istoria brânzeturilor, despre procesul tehnologic și, bineînțeles, despre asocierile acestea vin și brânză, că nu se poate altfel. Va fi foarte, foarte interesant. El va fi foarte bine, foarte concentrat, pentru că va dura cam o oră, dar o oră intensă. Da? Apoi, duminică, mai avem alte două masterclass-uri. Unul de sake. Opa. Sunt foarte mândră de acest masterclass, pentru că cred că e prima degustare de sake susținută vreodată în Iași. Să spunem ce este această băutură. Poate nu e cunoscută pentru toată lumea. Este o băutură japoneză obținută din orez. Din fermentarea orezului. Da, da. Da. Un fel de pălincă? Nu e. Sau poate. Nu. Dar ne va povesti mai multe Din orez, prietena poate. Mea, Silvia Ștefănucă, care este și somelier pe sake și de ape. Anul trecut ne-a ținut pe ape și anul acesta pe sake. Ce interesant sună. Da. Și apoi ultimul masterclass va fi cu noua gamă a unei crame care participă acolo la festival, dar a lansat o nouă gamă și va fi susținut de The One and Only, cum îi spun eu, Cosmin Tudoran. Da. Da, și va fi și asta foarte frumos. Și la aceste masterclass-uri eu, Stanca, care nu am, sunt doar iubitoare de vin, degustătoare, mă pot înscrie? Sigur că da. E adresat mai degrabă cunoscătorilor, celor absolut. Din domeniul Horeca? Nu, nici într-un caz. Nu. Oricine se poate înscrie, oricine vrea să învețe și să... sau este pur și simplu curios sau vrea să aprofundeze cunoștințele pe care le are deja sau pe care nu le are absolut deloc, nu e nicio problemă. Da. Este binevenit oricine a împlinit 18 ani. Corect. Că probabil se va realiza și partea aplicată, practică. Exact. Da, și... grozav că e deschis așa tuturor, că nu sunt limitate. Biletele se găsesc deja. Sunt puse în vânzare. Sunt puse în vânzare, da, inclusiv pentru cele trei masterclass-uri, tot pe eventbook.ro sau pe haicupluta.ro, găsiți acolo. Trebuie să și menționăm, acum mi-am dat seama în timp ce povesteam cu tine, că nu am spus locul unde se va desfășura acest festival. Festivalul va avea loc, cum ai zis și tu la început, pe 26-27 octombrie, în acest weekend, în intervalul 12-20, în ambele zile, la Agora, în Capăt Nicolina. Așa, cel mai clar. Numai bine, acolo avem loc suficient să ne desfășurăm și să avem degustăm. Nevoie de acest spațiu. Este singurul din Iași pe care l-am găsit în care să ne putem să desfășura. Putem încăpea atât de mulți, da, și expozanți, dar și oameni. Un alt atu al acestui atu, n-am avut alt cuvânt, o altă calitate acestui eveniment este faptul că îți oferă mai multe tipuri de experiențe, chiar și dintre cele virtuale. Da, îl avem pe colegul nostru Gabi Dumitriu, care a expus o parte din festival și în metavers. Este primul festival din România expus și în metavers. Iată, ce interesant sună. E, cred că, mai mult de experimentat decât de vorbit despre asta, bănuiesc. Da, și vor putea experimenta cu acei ochelari VR toți participanții care doresc. Gabi va fi acolo și le va expune și în partea asta de metavers. Și pentru că tot povestim
povestim despre experiențe, despre simțuri, despre ce vom degusta. Eu, nu știu, m-aș gândi așa la un traseu al unui om care intră pentru prima dată la ediția a patra, la Haiku Pluta, în acest complex mare. Cum, evident, ochii ne fug peste tot, vedem și zacuști și brânzeturi și vinuri, da. Și nu știm cum să ne ghidăm așa mai organizat simțurile. Cum am putea o face, Ivona? Ele sunt, pe o parte se intră, da, avem intrarea aia și este un tur așa, mergi pe la fiecare. Sunt cramele, iar printre crame vom introduce și câte un producător de mâncare, astfel încât oamenii să ia obligat câte o pauză. Și să mai deguste și altceva, pentru că, bineînțeles, când sunt atât de multe vinuri, este necesară această pauză. Avem și apă, un factor foarte important, pentru că e bine să ne hidratăm în timpul festivalului. Și cum le recomand întotdeauna oamenilor, să înceapă cu vinurile spumante, cu albe, rozeuri și la final roșii și dulci, vinurile dulci. E foarte important să reamintim acest aspect, la cum ne pregătim, da, cum... Foarte puțin, doar acest detaliu, ca să nu... Adică atunci când mergi la standul unei crame, nu deguști toate vinurile pe care le are în portofoliu, o deguști întâi spumantul, albele și apoi te întorci pentru rozeuri, apoi pentru roșii și tot așa. Da. Dar de asta sunt și două zile, știi? Că de obicei oamenii în prima zi degustă spumantele, albe, rozeuri și a doua zi se întorc pentru roșii și dacă mai au ceva, dacă mai sunt ceva deserturi în sală. Deserturi, adică vinuri desert. Da, vinuri desert. Da, da. Grozavă experiență ne așteaptă weekendul acesta, așa că invitația e făcută deja pentru ascultătorii noștri mai fideli. O ascultați pe Ivona, chiar pe ea făcând invitația în promo-ul pentru acest festival. Așa că, draga mea, te invit să lași tu ultima invitație, ultimul cuvânt din intervenția noastră. În acest weekend, dragilor, am un singur mesaj. Luați-vă bilet și... Hai cu Pluta! Totul e live la City Vibes, la Viva FM.